Lacrimi și flori la mormintele ungarilor care au decedat în lagărele din Bălți în anul 1944. Ambasadorul Ungariei în Republica Moldova împreună cu alți oficiali, dar și autorități locale, s-au adunat pentru a-i comemora pe cei plecați la ceruri. Este deja o tradiție de a depune flori la cimitirul vechi de pe strada Decebal, acolo unde sunt îngropați mai mulți ungari. Для нас очень важно сохранить эту память этих людей, которые погибли на этой территории на сегодняшней Молдове. Вы должны знать, что не только Бельце есть такие Республика Молдова, есть и Кишинёва. Мы завтра будем там возлагать тоже венки. И даже Бендере, Приднестровье, тоже есть такая военная могила. În fiecare an aici vin reprezentanții ai ambasadei Ungariei în Moldova, precum și locuitori ai satului Encenci, de unde au venit prizonierii de război maghiari. A mai látogatásunk célja, mint minden évben, halottak napja alkalmából eljövünk és megkoszorozzuk az itt elhunyt encsencsi polgároknak az emlékművét. Aproximativ 200 de militari și civili ungari au fost luați prizonieri și aduși într-un lagăr de concentrare din Bălți. Jumătate din ei nu s-au mai întors acasă.